Victor Pancu a suferit un accident vascular cerebral miercuri în jurul amiezii, în timp ce se afla la volanul mașinii sale în zona centrală a Suceavei. La un moment dat i s-a făcut rău și a lovit un alt autoturism. La spital, Victor Pancu a fost diagnosticat cu traumatism craniocerebral, policontuzii și accident vascular cerebral ischemic acut. Potrivit medicilor, în acest moment, Victor Pancu este stabil, lucid și cooperant. În vârstă de 73 de ani, Victor Pancu a activat ca jucător și antrenor la echipa de volei a Clubului Sportiv Municipal Suceava timp de 48 de ani. Cele mai bune rezultate au fost locul 5 în Prima Ligă și locul 4 în Cupa României, performanță reușită la finalul sezonului 1983. După ieșirea la pensie, Victor Pancu i-a predat ștafeta de antrenor fostului său elev Tudor Orășanu.